zi lejeră. O să fim selectivi cu treburile, o să le alegem pe cele mai la îndemână ca să fim siguri că le rezolvăm, că nu dăm greș. Vibrația zilei este 4 și o să ne bucurăm de armonia din familie. Să vedem ce se întâmplă în fiecare dintre zodii. Leu. O să puteți semna niște acte care să vă deschidă niște uși după ce ați stat multă vreme blocați într-un provizorat. Fecioara, poate vi se cere să prelungiți un contract și dacă ați avut beneficii de pe urma lui, chiar asta o să faceți. Dacă nu, nu. Balanța. Apar niște cheltuieli care or să vă cam dea bugetul peste cap și s-ar putea să apelați la rezerve, mai ales dacă plecați în vacanță. Scorpion, o să aflați cine a pus paie pe foc într-un conflict și totul o să se încheie cu bine, e cu happy end. Săgetător, vi se propune ceva nou de lucru, dar aveți o rezervă, o ezitare, vă mai gândiți. Capricorn, se poate să întâlniți pe cineva care să se simtă atras de voi și să vă bucurați de o companie agreabilă. Vărsător, se poate să vă duceți la un interviu și să fiți pregătiți să luați startul într-o nouă aventură profesională. Pești. Poate aveți de prezentat o lucrare și o să vă depășiți emoțiile ca să puteți face față situației. Berbec. E cineva cu care v-ați putea înțelege și mai bine, dacă mai lăsați de la voi, așa ca să fiți flexibili. Taur. O să vă bucurați de o vizită neașteptată și vă faceți planuri de o mini-vacanță. Gemeni, o să aveți ceva de spus în public, poate scrieți, poate faceți un video ca să ajungă mesajul la publicul țintă. Rac, întrevedere cu cineva care vă propune o funcție, un titlu și, dacă vă convin, și responsabilitățile atașate, o să vă dați acceptul. O zi lejeră, vă spun. Lavinia?